Deși da impresia unui om puternic și dominant, în realitate în interiorul tău ești o persoană fragilă și ușor de rănit. Ai o seriozitate inerentă, practică, dedicație și sete de succes. Tu îți construiești un sistem special de apărare cu care intri în joc atunci când nervii izbucnesc sau te simți vulnerabilă. Nevoia de a te simți iubită și respectată afectează grija pentru impresia pe care o ai asupra altora. Dacă nu este nevoie să te aperi, devii deschisă, prietenoasă, fermecătoare și demonstrezi un mare simț al umorului. Te manifesti cel mai bine atunci când poți menține un echilibru între imaginea unei persoane închise și sensibile, înțelegerea și capacitatea de a gândi, exact calitățile caracteristice naturii tale interioare. Adesea demonstrezi o dorință copleșitoare de a deveni o stea sau de a urca în partea de sus a scării ierarhice a carierei. În același timp, te comporți extrem de restrâns, modest și chiar timid. Cu toate acestea, nu poți fi bănuită de pasivitate, deoarece în sfera activităților tale ești un profesionist de neegalat. În spatele unui aspect grav, de regulă, se ascunde un strălucit simț al umorului, care se deschide altora în momente de relaxare și de petrecerea timpului liber. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: caracter economic, caritate, psihologie, diligență. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și natura ta blândă. În ceea ce privește autoritatea și forța externă, ești foarte vulnerabilă și impresionată în interior. Oamenii din jur pot să nu fie conștienți de acest lucru și să-ți provoace în mod inevitabil o rană emoțională gravă, cu un singur cuvânt. În plus, tu manifesti foarte clar nevoia de respect și dragoste. Nu este exclus să nu-ți fi descoperit încă puterea și talentele din tine și, prin urmare, te poți considera pierdută cu toate consecințele care decurg din acestea. Poți fi concentrată pe banii sau obiecte, dar cel mai adesea îți cheltui timpul și energia asupra ta. Este posibil ca în tinerețe, în încercarea de a-ți găsi locul printre oameni, organizații și obiective triviale, ai pierdut timp prețios. Acesta este motivul pentru care sfaturile profesionale primite în anii tinereții nu numai că te vor ajuta să-ți determini abilitățile,
ci îți vor spune și unde să le aplici. La început, îți place să lucrezi într-o organizație, o echipă, dar pe măsură ce timpul trece și acumulezi experiență, începi să te îndrepți spre afaceri mai independente. Odată stabilită într-o anumită zonă, vei încerca cu siguranță să fii la vârf. Încrederea ta în tine este atât de mare încât să poți aștepta ani de zile pentru recunoaștere publică și să muncești din greu tot timpul. Cu toate acestea, trebuie să-ți reestimezi periodic progresul, deoarece poate fi prea lent. Dacă ai un spirit creativ, care trebuie să-și expună munca publicului, este foarte important în acest sens să găsești un agent inteligent sau un reprezentant. Tu știi să schimbi direcția în momentul în care se apropie succesul. De obicei, unele valori umane devin fundalul unui astfel de motiv. Ești capabilă să realizezi la maturitate începuturile abandonate anterior. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale. Ești intuitivă, blândă, cinstită. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 17 iulie soarta ta? Ești creatoarea destinului tău. Universul ți-a dăruit abilități uimitoare, dar tu însăți îți determini strategia de viață. În general, pentru tine, mai caracteristică este dorința de scopuri nobile. Sentimentul tău de intenție și masa de calități pozitive îți permit să atingi dorința suficient de repede și, de asemenea, să iei pe alții în jurul tău. Te comporți adesea timid, foarte modest, lucru care te împiedică să ajungi la înălțimile pe care le visezi, deși dorința de a deveni șef al lumii te vizitează încă din copilărie. Dacă există un partener vrednic în apropiere, vei fi capabilă să-ți realizezi visele, deși, îndepărtată prin muncă, nu poți să-ți aranjezi viața personală. Aceste lucruri nu înseamnă că ești un om de echipă. Este mult mai confortabil pentru tine să lucrezi pentru tine însăți. La început, te poți strădui să obții experiență de lucru în cadrul organizațiilor, dar, treptat, poți merge în afaceri sau în alte elemente autonome. Este de dorit să ai un spate sigur în persoana unui soț, la urma urmei, dacă tu crezi în el, poți ajunge la cele mai incredibile înălțimi. Ca o surpriză, poți schimba brusc și drastic domeniul tău de activitate atunci când succesul precedent a fost foarte aproape. Acest lucru se datorează faptului că o reflectare atentă conduce la o reevaluare a acțiunilor tale, a faptelor și a semnificației vieții. Ai o bună intuiție. Sensibilitatea și onestitatea ta vor fi atractive pentru mulți, dar nu pentru toți oamenii. Merită să porți mai des haine albe. Această culoare nu este numai uimitoare pentru tine, ci te și ajută în afaceri. În viața de zi cu zi, ești foarte casnică și economică. Adevărat, uneori, ești predispusă să dai dovadă de o scurtă vizibilitate în achizițiile tale, urmând dorințele momentului. Pentru a fi fericită toată viața, trebuie să-ți amintești să râzi mai des, să acorzi mai multă atenție rudelor, în ciuda faptului că ai mari ambiții. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, nu faci promisiuni serioase până când nu ești sigură că sentimentele sunt reciproce. Când îți asumi obligații maritale, te aștepți ca uniunea ta să dureze pentru totdeauna. Dacă nu ești sigură de partenerul tău, atunci devii geloasă și impui o grijă excesivă. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce.
locuri de muncă și carieră. Ești un profesionist de neegalat în domeniul tău. Oriunde lucrezi, vei fi întotdeauna considerată unul dintre cei mai buni specialiști din domeniul tău de activitate. Cu toate acestea, îndoielile cu privire la calificările tale pot submina serios stima de sine și îți pot îngreuna serios reputația. Ai o mulțime de talente pe care le poți descoperi în sine pentru tot restul vieții tale, astfel încât uneori ești predispusă la schimbări frecvente în tipul de activitate, în funcție de ceea ce ești pasionată în acel moment. Sănătate și boli. Trebuie să-ți menții vitalitatea prin administrarea de vitamine și complexe minerale care te vor ajuta să menții un echilibru sănătos. Cu stres fizic și psihologic sever, este necesar să-ți asiguri perioade de relaxare și îngrijirea corpului. Acest lucru îți va permite să te relaxezi, să eliberezi tensiune excesivă și să întinerești. Tu te îngrijești de propria ta sănătate, deoarece înțelegi că altfel succesul este imposibil. În plus față de o dietă sănătoasă, ar trebui să ai o cantitate suficientă de vitamină C. Cu ajutorul pregătirii psihologice, vei putea evita șocurile profunde și vei trece mai ușor dacă se întâmplă o tragedie. Dacă nu ai avut timp să te studiezi prea bine sau ești prea dependentă de cineva pentru tot restul vieții tale, ai putea fi complet neajutorată. Astfel, toate tipurile de formare psihologică, yoga, psihoterapie, lectură, studiu, vor fi extrem de utile pentru tine. Soarta și norocul. Universul a lăsat la propriu destinul în mâinile tale. Dacă urmărești calea evoluției, a îmbunătățirii, folosindu-te de șansa norocoasă dată de ursitoare, viața ta va fi prosperă, plină de fericire și de confort. Iar dacă pierzi șansa care ți-a fost dată, neglijezi fericirea ta, viața ta va fi supusă împrejurărilor, în mod constant cineva sau ceva va interfera. Prin rezolvarea problemelor celorlalți, rezolvarea afacerilor altora, nu vei găsi timp și energie pentru a-ți aranja viața. Sfaturi pentru tine. Nu te mai ascunde în tine dacă cineva brusc nu-ți va aprecia talentele. Te descurci bine, uită de complexe și mergi mai departe. Stelele prezic noroc în toate eforturile tale și această șansă nu ai voie să o pierzi. Oferă cel puțin atât de mult cât primești. Evită să manipulezi pe cei apropiați ție. Prezintă-ți intențiile în mod clar. Nu sacrifica tot ce ai mai uman pentru ambiția ta. Liniștește-te puțin și încearcă să râzi din când în când. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și a amintit despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta.
elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să îl evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.